Statele europene au reușit să renunțe aproape complet la dependența de combustibili fosili ruși. Tranziția energetică a avut o viteză fără precedent, aceasta fiind cauzată de războiul din Ucraina. În continuare, aflăm mai multe detalii discutând cu Daniel Pintilie, expert în energie. Bună seara, domnule Pintilie! Bun venit! Credeți că a funcționat strategia statele europene de a limita dependența de combustibil rusesc? Cred că a funcționat, dar să nu uităm că un impact major l-a avut iarna foarte blândă. Dacă nu ar fi fost iarna așa cum am avut-o, situația ar fi părut mult diferită. Dar, într-adevăr, strategia Europei a avut succes, a avut oarecare abordare bazată pe independență energetică și, cum ziceam, folosindu-ne și de condițiile bune din această iarnă, Europa a avut de câștigat. Ce tranziții energetice ar mai putea apărea în țările europene în următoarele luni? Unele din tranzițiile energetice care ar putea apărea vor fi legate de creșterea eficienței energetice și a utilizării surselor de generare de energie. În același timp, vor fi legate de reducerea subvențiilor pentru combustibilii fosili, dar și crearea unei piețe interne a energiei mai integrate și mult mai competitive. Domnule Pintilie, vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu.